Iplay 7100 este cel mai nou model Smart TV lansat de Allview și a fost lansat la finalul lunii aprilie. Am avut ocazia să-l butonăm în premieră, chiar cu câteva zile înainte de lansare. Atunci am testat succint funcția de hands-free voice control. Iar acum revenim cu un review detaliat în care am analizat cu mare atenție fiecare aspect al acestui model. Bine ați revenit pe mobilissimo.ro. După cum mă știți, eu sunt Jolt și începem recenzia detaliată a Smart TV-ului Allview Iplay 7100 acum. Din punct de vedere al designului, Iplay 7100 vine cu un design simplu și minimalist. Grație conceptului de Infinity Display, avem un ecran integrat într-un frame metalic aproape insesizabil, de culoare neagră, care în combinație cu partea de jos argintie a televizorului se poate integra cu ușurință în orice colț al locuinței. Picioarele televizorului sunt și ele de culoare argintie și se pot monta simplu și rapid cu ajutorul șuruburilor incluse în pachet. Însă va trebui să te folosești de șurubelnița din propriul arsenal de scule. Tot în partea de jos, avem integrat subtil și receptorul menit să ofere notificări cu privire la starea televizorului și momentele în care Google Assistant este pus în funcțiune. Și acum, hai să trecem la cel mai important aspect atunci când vine vorba de un televizor, și anume imaginea. Modelul de față este cel cu diagonal de 43 de inci și anume 108 cm. Avem un panou IPS D-LED, ceea ce înseamnă că iluminarea panoului este direct din spatele acestuia și nu de pe margini, ca de obicei în cazul display-urilor IPS. Acest lucru asigură o luminozitate mai bună, fără să afecteze partea de culoare. Televizorul vine cu o rezoluție 4K UHD și anume 3840x2160 pixeli, iar datorită tehnologiilor integrate precum HDR10+, HLG și Dolby Vision, ne îmbucură cu un contrast puternic, detalii și texturi clare și o profunzime a culorilor asemănătoare televizorilor la un preț mult mai piperat. Indiferent de conținutul vizualizat, imaginea este captivantă și realistă și asta se datorează și unei tehnologii complexe bazate pe AI numită Chameleon Extreme 2.0 AI PQ Engine. Astfel, cadrele sunt optimizate în timp real, ele fiind modificate și reconstruite în mod automat, eliminând astfel zgomotul de fond în cazul în care calitatea conținutului redat nu este una foarte bună. Deși deseori entuziasmul unui televizor nou dispare după prima săptămână de utilizare, în cazul lui Iplay 7100 nu am simțit acest lucru și acest fapt se datorează profunzimii redate în fiecare imagine și experiența de vizionare oferită în armonie cu realitatea. Desigur, dacă culorile nu sunt pe plac și ți-ar plăcea să ajustezi manual fiecare detaliu legat de imaginea redată, poți face acest lucru în secțiunea de setări imagine. Avem un unghi de vizualizare de 178 de grade, iar ca și feeling e mulțumitor din orice unghi te-ai uitat la el. Și chiar dacă nu avem HDMI 2.1 sau refresh rate variabil, pot să zic că televizorul va face față la pretențiile oricărui gamer ocazional de consolă sau PC. Privind sistemul de operare, Iplay 7100 vine cu Android TV 10, un sistem optimizat pentru o navigare simplă și rapidă printr-o interfață mult mai intuitivă. Procesorul MT9602, propulsat de 2 GB RAM, permite o navigare simplă prin sistemul de operare și un răspuns rapid la comenzile utilizatorului. Iar cu un spațiu de 32 de GB de stocare, nu va trebui să-ți faci griji atunci când vine vorba de instalarea unor aplicații sau chiar și jocuri din magazinul Play. Evident, Google Assistant este integrat și nici funcția de Chromecast nu poate lipsi, fiind un televizor cu sistem de operare marca Google. Astfel, ai posibilitatea de a oglindi conținutul tău preferat de pe telefon, tabletă sau chiar și laptop direct pe ecranul imens al televizorului. Eu fiind utilizator de iPhone, îmi lipsește în oarecare măsură funcția de AirPlay. Însă utilizatorii de Android nu întâmpină niciun impediment la redarea propriilor videoclipuri sau fotografii din galeria telefonului direct pe ecranul lui Iplay 7100. Am testat chiar și câteva jocuri instalate din Play Store și chiar dacă grafica acestora nu va fi una de ultimă generație, pot alunga momentele de plictiseală. Mai ales că multe din ele se pot juca doar cu utilizarea telecomenzii, fără a fi nevoie de achiziția unui gamepad. Trecem acum la partea cu adevărat spectaculoasă a acestui televizor, și anume controlul touchless. Dacă până acum eram obișnuiți să interacționăm cu dispozitivele smart din locuință și implicit cu Smart TV-ul prin intermediul unei telecomenzi,
Ei bine, cei de la Allview integrează o tehnologie de ultimă generație care schimbă acest lucru. Astfel, datorită tehnologiei Hands-Free Voice Control, poți controla noul tău televizor prin simple comenzi vocale către asistentul tău Google. Poți opri sau porni televizorul, regla volumul, deschide aplicații, schimba canale sau chiar și sursa de redare. Hai să facem un scurt demo. Ok, Google, turn on the TV. Ok, Google, open Netflix and play Lupin. Și serialul tău preferat pornește. Ok, Google, change source to HDMI 1. Iar după cum v-am arătat și în clipul de prim contact, poți integra televizorul tău Smart Allview iPlay 7100 în sistemul tău Smart Home din locuința ta. Astfel, poți porni chiar și prizele inteligente doar cu o simplă comandă vocală. Ok, Google, turn on my kettle. Microfoanele Farfield Voice Control se asigură că tu poți da comenzi vocale din orice colț al încăperii, fără să fie nevoie să ridici vocea sau să repeți mesajul de mai multe ori. Ba mai mult, ori de câte ori Google Assistant este activ, vei fi notificat prin indicatoarele LED afișate în partea de jos a televizorului. Și acum, hai să trecem la partea de porturi. iPlay 7100 vine cu 3 porturi HDMI, 2 porturi USB, avem un slot CI+, ieșire audio digitală optică, port de rețea, intrare AV mini și intrare analog. Pe partea conexiunilor fără fir, avem tehnologie wireless care se conectează la rețele atât pe 2.4 cât și pe 5 GHz. Iar în ceea ce privește conectivitatea audio Bluetooth, este prezent standardul 5.0. Ba mai mult, televizorul nu doar că permite să redai conținut audio pe el prin această conexiune Bluetooth, ci datorită funcției Dual Audio, poți trimite conținut audio chiar și pe un device extern. Am ales să testez acest televizor și la partea de redare a conținutului 4K la un bitrate ridicat de pe un spațiu de stocare extern. Și pot să spun că și la acest capitol iPlay 7100 se descurcă de minune. Filmele 4K arată foarte bine pe acest display, iar în cazul în care culorile nu sunt pe gustul tău, poți alege diferite moduri de imagine, precum Vivid, Standard, Sport sau Cinema. Iar în cazul în care ești genul de utilizator care acordă o atenție sporită setărilor manuale, ai posibilitatea de a crea și un profil de imagine personalizat. Perfect pentru fanatici. Trecem acum la partea de sunet, unde iPlay 7100 nu lasă de dorit. Avem funcția Dolby Atmos integrată pentru experiența audio multidimensională. Ba mai mult, datorită unui sistem audio performant format din difuzoare de înaltă calitate, amplificator clasa D de ultimă generație și tehnologia de decodare audio DTS Studio, avem un sunet imersiv și bine spațiat pentru un televizor. Se aude foarte bine pentru un sistem audio al unui televizor. Și chiar dacă acest televizor poate fi controlat în totalitate doar prin comenzi vocale, telecomanda acestuia merită și ea o privire de ansamblu. Vine cu un design clasic, în două culori și pe lângă butoanele clasice de reglaj volum, schimbare canale și navigare în meniu, telecomanda prezintă și comenzi rapide pentru aplicațiile smart pe care le vei regăsi pe televizorul tău Allview, precum Netflix, YouTube, Prime Video, Google Play și nu în ultimul rând, butonul dedicat de Google Assistant. Telecomanda este subțire și se așează perfect în mâna unui bărbat. Însă atunci când vine vorba de lungimea ei, după părerea mea, putea fi una puțin mai compactă. A venit timpul să vorbim și despre preț. În momentul acestui review detaliat, Allview iPlay 7100 este disponibil în variante cu diagonală de 43, 50 și 65 de inci, la un preț începând de la 1799 de lei, pentru varianta cu cea mai mică diagonală. Având în vedere imaginea oferită, tehnologiile smart integrate, specificațiile și sistemul Hands-Free Voice Control, prețul de pornire este unul foarte avantajos și competitiv față de modele cu aproximativ aceleași specificații și din aceeași gamă de la alți producători. Numai bine!